Campionatul din România în ultimii ani, din păcate, a scăzut foarte mult din punct de vedere financiar, dar și din cauza lipsei echipelor de tradiție care s-au desființat din diferite motive, iar odată cu dispariția acestor echipe și suporterii au dispărut. Dar anul acesta, multe echipe de tradiție au revenit în Liga a doua, iar pentru prima dată după mult timp, a doua ligă ca valoare din România este foarte interesantă și propune meciuri care altădată se puteau numi derbiuri. În videoclipul de astăzi vom vorbi puțin de câteva echipe din Liga a doua și cât de frumos ar fi să le vedem din nou pe prima scenă din România și odată cu ele și suporterii să revină înapoi la stadion. Începem cu cel mai mare nume din Liga a doua și anume Rapid București, echipa care este considerată una din cele mai emblematice echipe din istoria fotbalului nostru, fiind rivala istorică a Stelei și a lui Dinamo. Aceasta a luat naștere în anul 1923, fiind fondată de un grup muncitoresc de oameni simpli și care, de-a lungul istoriei, au reușit să se lupte împotriva echipelor conduse de ministerele de stat și împotriva sistemului ei, lăudându-se că nu sunt o echipă de partid. Giuleștenii au în palmares 3 campionate ale României, 13 cupe ale României și 4 supercupe, iar în 2006 a pierdut meciul din sfertul românesc cu Steaua, o partidă crâncenă în care vișinii au fost eliminați din cauza golului primit acasă, aceasta fiind cea mai mare performanță europeană a echipei după al doilea război mondial. După acest sezon a început declinul din cauza problemelor cu legea ale patronului George Copos, echipa a început să scadă nivelul de la o echipă care termina mai mereu în primele 3, a terminat 5 sezoane la rând între locurile 7 și 8 și au început să apară datorii mari. La 10 mai 2013, Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a hotărât să nu acorde clubului licența pentru Liga 1 pentru sezonul 2013-2014. Pe 6 iulie, Comitetul Executiv al FRF a hotărât ca în primul sezon să participe 18 formate. Mircea Sandu a anunțat că pentru a decide cea de-a 18-a echipă se va disputa un baraj între Concordia și Rapid. Acest baraj a avut loc pe 13 iulie pe stadionul Dinamo la ora 21 și a fost câștigat de Rapid cu 2-1. Concordia a contestat însă legalitatea acestui baraj, întrucât Rapidul nu avea licență pentru Liga 1, după ce deja se disputaseră două etape. La 2 august, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a hotărât că organizarea barajului a fost neregulamentară, iar Concordia trebuie să rămână în Liga 1, iar Rapid să retrogradeze. În următorii ani, Rapid nu a fost lăsată să promoveze, nu din cauza că nu merita, dar din cauza datoriilor foarte mari, iar echipa s-a desființat și au ales să o ia de la zero. Acum au reușit a doua promovare consecutivă și se vor bate pentru a promova în Liga 1 și chiar dacă nu este echipa cu care ținem, fotbalul românesc nu mai e la fel fără Rapid și fără suporteri incredibili pe care aceștia îi are. Alt brand uriaș din fotbalul nostru este Petrolul Ploiești, care a promovat anul trecut în Liga 2 și s-a luptat pentru promovarea în Liga 1, dar nu au reușit acest lucru, iar anul acesta au ca obiectiv primordial să promoveze, lucrul acesta fiind posibil deoarece au un lot puternic și ca antrenor îl au pe Flaviu Stoican, unul din cei mai buni antrenori români din prezent. Petrolul este una din cele mai iubite echipe din România, fiind înființată în 1924 și este recunoscută pentru suporterii care merg peste tot în țară pentru a-i susține și care la meciurile de acasă vin în număr foarte mare, iar atmosfera este incendiară. Lupii galbeni de-a lungul istoriei au câștigat 4 campionate și 3 cupe ale României și au oferit partide foarte tari în Europa, cel mai cunoscut fiind meciul cu Liverpool, când Petrolul a bătut acasă cu 3-1 formația engleză. În 2015, din cauza problemelor financiare, clubul a intrat în insolvență, le este luat dreptul de a juca în competițiile europene și termină campionatul pe locul 6. Anul următor, problemele financiare au crescut și mai mult, iar echipa a intrat într-un colaps financiar, a terminat campionatul pe ultimul loc, după care s-a desființat. După faliment, societățile comerciale, asociațiile de suporteri și foștii jucători ai clubului au refondat clubul pe care l-au înscris în Liga 4 și au reușit 2 promovări consecutive, iar acum este al doilea an în care echipa se luptă pentru promovare.
Farul Constanța este o altă echipă de tradiție care anul acesta va evolua în a doua ligă, este cel mai iubit club din Constanța și datează din anul 1920. Farul a evoluat de-a lungul istoriei de 36 de ori în prima divizie, cea mai bună clasare fiind locul 4 pe care l-a obținut de 3 ori, aceasta fiind considerată o echipă de mijlocul clasamentului, dar aducea fanii la stadion în număr destul de mare. Acum, fostul mare internațional Ciprian Marica a cumpărat echipa și are oameni de fotbal importanți în jurul său și dorește și el să se bată la promovare. Pentru asta a adus și un antrenor cu mare experiență și de valoare, pe Petre Grigoraș. Altă echipă de mare tradiție care evoluează în Liga a doua este FC Argeș Pitești, echipa care a câștigat de 2 ori campionatul românesc și este de 2 ori vicecampioană a României. Vulturii s-au înființat în anul 1953 și sunt recunoscuți ca fiind o echipă care a produs mulți jucători de mare valoare, precum geniul Nicolae Dobrin, care poartă și numele stadionului, dar și alte nume mari precum Adrian Mut, Nicolae Dică, care este în prezent antrenorul echipei, Dorinel Munteanu, Bogdan Stancu și Cristi Tănase și cine știe ce jucători mari va produce odată ce va ajunge în Liga 1. UTA Arad, bătrâna doamnă a fotbalului românesc, este una dintre cele mai titrate echipe de fotbal din România, câștigătoare de 6 ori a campionatului și de 2 ori a Cupei României, alături de Chinezul Timișoara, deține cele mai multe titluri dintre echipele de fotbal din provincie. UTA, de-a lungul vremii, a produs mulți fotbaliști reprezentativi precum Duc Adam și a lansat în fotbal pe George Sucudean, Adrian Petre și Denis Mann. De ceva timp se bate mai mereu pentru a promova în Liga 1, dar deși a prins locul de baraj, nu a putut să câștige meciul pentru promovare, deși suporterii echipei și fanii fotbalului românesc și-ar dori să o vadă pe prima rampă a fotbalului românesc. Un alt nume mare al fotbalului românesc este cel al Universității Cluj, echipa înființată în anul 1919, având 100 de ani de istorie, cea mai mare performanță datând în anul 1965, când au câștigat Cupa României, deși nu se poate lăuda cu o vitrină impresionantă, Șepcile Roșii se pot lăuda cu o galerie impresionantă care le-au fost alături și în ligile inferioare. Anul trecut, U Cluj a jucat barajul pentru promovare în Divizia 1, dar au pierdut, iar acum au ca obiectiv promovarea Liga 1, având un lot valoros cu un antrenor experimentat ca Cristi Dulca și o galerie impresionantă. În Liga 2 mai regăsim și alte formații de tradiție, precum cele două echipe ale Timișoarei, Sportul Snagov, CSM Reșița, Pandurii Târgu Jiu, care acum se poate lăuda cu un nou stadion, și Gloria Buzău. Dar și echipe care au cochetat în Liga 1 ca Concordia Chiajna, Dunărea Călăraș și Daco Getica, fosta Juventus București. Iar Liga 2 promite o luptă crâncenă pentru locurile care duc în Liga 1. Voi ce echipe ați vrea să ajungă în acest an în Liga 1 și spuneți-ne care este echipa voastră preferată din România și nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Salut!